Cancerul de ficat, din păcate, este o patologie destul de răspândită, o maladie oncologică destul de răspândită, deoarece cancerul primar de ficat se dezvoltă ca consecință sau ca o evoluție naturală a ciroziei hepatice sau a hepatitelor virale. Din păcate, procentul de afecțiuni hepatice cronice, cum ar fi cirozele și hepatitele, este destul de mare, atât în toată lumea, cât și la noi în Moldova, respectiv, și consecința lor, cancerul hepatic, este destul de răspândit. Pacienții ajung la chirurgul endovascular fiind referiți de către medicul oncolog, către care ei sunt referiți primar. Și în algoritmul de diagnostic și în special de tratament al acestor pacienți, intră și procedura de chemoembolizare hepatică, TACE, despre care vorbim astăzi. Ca și măsuri de tratament per ansamblu, există doar un singur tip de tratament radical a cancerului hepatic, este transplantul de ficat. Dar transplantul de ficat nu poate fi realizat oricui. Plus, este o procedură foarte complexă și costisitoare și mai este însoțită și de o listă de așteptare, deoarece este necesar de a obține acel organ donor, etc. De aceea, pacienții care inițial sunt depistați cu cancer de ficat și sunt eligibili pentru transplantul de ficat, ca rezultat al progresării cancerului, pot să nu ajungă a fi eligibili atunci când sunt incluși în listă și când sunt chemați la intervenție. Deci, pentru a le oferi o șansă acestor pacienți ca să ajungă la transplantul de ficat stopând evoluția cancerului, este metoda respectivă, chemoembolizarea arterială hepatică sau procedura TACE numită în literatura de specialitate. De asemenea, această procedură este indicată pacienților care au fost operați prin rezecție de ficat, atunci când o parte din ficat cu tumoră este înlăturată, dar procedura a recidivat peste anumită perioadă de timp, ori în aceeași parte a ficatului, ori în lobul rămas, și atunci rezecția de ficat nu mai poate fi realizată. Și atunci, pentru a crește confortul acestor pacienți și a le oferi o metodă de tratament care le prelungește viața, de asemenea este propusă procedura TACE, chemoembolizare transhepatică. Deci procedura combină, de fapt, două idei fundamentale. Prima idee este care a fost pusă la bază, ce s-ar întâmpla dacă noi am stopat fluxul de sânge spre cancer. Fiindcă orice țesut, inclusiv și cel bolnav, cel patologic, în special cancer, le-au nevoie de foarte mult sânge sau de o vascularizare abundentă. Și atunci s-a născut ideea de a bloca majoritatea vaselor sau vasul principal care aduce sânge spre acest cancer și a-l stopa. De asemenea, în arsenalul de tratament al pacienților oncologici este și chimioterapie, adică administrarea preparatelor chimioterapice sistemic, prin curi de chimioterapie intravenoase realizate la anumite intervale de timp. Ele sunt eficiente, însă au o sumedenie de efecte secundare asupra întregului organism, deoarece nu acționează doar asupra cancerului, dar și asupra celorlalte țesuturi și organe. Și atunci au fost combinate aceste două idei, blocarea vaselor sanguine a cancerului cu livrarea preparatului chimioterapic doar în cancer, ferind organismul de efectul secundar al chimioterapiei sistemice. Și astfel s-a născut conceptul sau procedura de TACE, chemoembolizare transarterială hepatică, chemo, chimioterapie, embolizare, ocluderea vaselor, ficatului, cu anumite particule care conțin chimiopreparatul și acționează țintit asupra cancerului. Ca și concept, este o tehnologie care nu este inovativă pentru medicină, nu este nouă pentru lumea medicală sau pentru metodele de tratament a cancerului de ficat. Este o metodă care se realizează cu succes în țările înalt dezvoltate, care oferă o alternativă și un tratament real și eligibil pentru pacienții care nu pot fi supuși transplantului sau rezecției de ficat. Și iată această tehnologie cu instrumentele de ultimă generație, cu preparatele chimioterapice de ultimă generație, este adusă și în Republica Moldova și realizată pacienților care suferă de această maladie și deja pot beneficia. Cu alte cuvinte, este esențial de înțeles că aceasta nu este o măsură radicală de tratament a cancerului. Este una dintre metodele care ajută pacienții să supraviețuiască, să aibă o calitate a vieții acceptabilă, evitând efectele chimioterapiei sistemice și le dă o șansă să ajungă în transplant sau le oferă avantajul de a se trata dacă tumora a recidivat după rezecție de ficat.
procedura poate fi realizată atât în cancerul primar de ficat, cât și în caz de unele tipuri de cancer care metastazează în ficat. Eficiența în cazul metastazelor hepatice ale altor cancere nu este atât de înaltă ca în cazul cancerului primar de ficat, dar ea este realizată și poate fi propusă acestor pacienți ca metodă de tratament. Indicațiile pentru procedura TACE le stabilește oncologul medical în dependență de stadiul în care se află pacientul și tumora lui, în dependență de rezultatul investigațiilor, starea organismului, potențialul biologic, etc. Deci există un algoritm întreg care este aplicat și atunci când pacientul este eligibil pentru procedura TACE, ea este realizată. Faptul că ea va fi introdusă pe scară largă și va fi propusă pacienților le oferă o alternativă foarte calitativă și viabilă pentru a obține o mărire a duratei de viață, pentru a asigura o calitate a vieții cât mai confortabilă pentru această categorie de pacienți. Procedura nu poate fi aplicată absolut tuturor pacienților. Ca și orice tehnologie medicală, există anumiți pacienți care pot beneficia de ea și pacienți care nu pot beneficia de ea. Există anumite situații când tumora este prea mare sau atunci când tumoarea invadează vasele principale a ficatului, care nu pot fi închise sau influențate cumva. Atunci când pacienții se află într-o condiție biologică destul de nefavorabilă, avansată, o stare de sănătate decompensată sau subcompensată, în aceste cazuri, cu siguranță, procedura nu poate fi aplicată. Și în aceste cazuri se aplică alte tehnologii de recuperare potențialului pacientului și de a încerca a-l readuce în eligibilitate pentru procedură. Deci, procedura este realizabilă, dar este aplicabilă strict conform algoritmelor medicale prestabilite. De asemenea, este important de menționat că procedura poate fi repetată, deoarece efectul procedurii durează în mediu 10-14 luni. Deci noi stopăm cancerul, în unele cazuri el se retrage, în alte cazuri se oprește la stadiul care este, dar cancerul are mai multe vase care îl alimentează. Noi, în timpul procedurii, blocăm vasul principal, care este la momentul dat responsabil de fluxul de sânge. Cu timpul se dezvoltă alte vase și atunci se atestă o recidivă acestui cancer. Și atunci, acele vase, la timpul respectiv, iarăși noi putem să le influențăm prin această procedură, deci este o procedură repetabilă, care poate fi realizată de mai multe ori și astfel de a prelungi maximal posibil timpul de așteptare sau de tratament.